În acest moment, România trece prin cea mai mare criză politică din ultimii 10 de ani, iar Partidul Național Liberal se opune să renunțe la orgolii. În situația în care țara noastră este distrusă din punct de vedere economic și sanitar, actualii guvernanți se gândesc la introducerea unor noi taxe. Decesele cauzate de pandemie și creșterile inumane ale prețurilor la utilități și alimente par a fi de domeniul trecutului pentru actualii guvernanți care își doresc cu orice preț să rămână la putere. Aceștia nu doresc să colaboreze cu niciun alt partid politic, chiar dacă este în folosul cetățenilor. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, a tras un semnal de alarmă pe pagina sa de socializare cu privire la actuala situație politică. Dacă Iohannis, Câțu și Ciucă și-ar fi dorit să instaleze un guvern în această criză fără precedent, ar fi avut două soluții. S-ar fi împăcat cu foștii lor parteneri de la USR Plus și ar fi acceptat cele 10 măsuri ale Partidului Social Democrat pentru ieșirea din criza economică și sanitară. Au refuzat cu încăpățânare ambele variante care le-ar fi putut asigura votul de investire. Nu doar că au refuzat toate măsurile Partidului Social Democrat de creștere a nivelului de trai, dar au anunțat introducerea unor noi taxe. Nu-i interesează rezolvarea crizei. Singura lor ambiție este să dețină toată puterea din stat și toate funcțiile publice. Nu dau doi bani pe ceea ce îi preocupă pe români. Nu le pasă de creșterile uriașe ale prețurilor și nici de sutele de oameni care mor în fiecare zi în pandemie. Partidul Social Democrat își dorește rezolvarea acestei crize politice, economice și sanitare. Aceștia au venit cu măsuri concrete, însă fără a fi acceptate de actualii guvernanți, care nu vor să renunțe la putere. Inclusiv Partidul Social Democrat a transmis că este dispus să intre la guvernare.